Propovăduirea Evangheliei, evangelizarea personală cuprinde două aspecte. În primul rând, afirmarea Evangheliei, trăirea Evangheliei, întruparea Evangheliei, dacă vreți. Evangelizarea ca mod de viață, trăirea noastră în fiecare zi, potrivit Sfintelor Scripturi. Și al doilea component este vestirea Evangheliei, mărturisirea cu gura. Sunt două aspecte care nu pot fi despărțite. Afirmarea Evangheliei, adică trăirea Evangheliei, și mărturisirea Evangheliei. De multe ori suntem tentați să le separăm și să ne scuzăm cu aspectul acesta, cu principiul acesta. Vreau să fiu un exemplu. Foarte bine, dar nu-i suficient doar atât. Nu avem dreptul să reducem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu să o înjumătățim, ci e important să o luăm în întregime. Aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm în mod special pentru lucrul acesta. Nu numai eu, am observat și alți slujitori a Domnului că s-a observat în vremea în care trăim tot mai mult o delăsare din partea creștinilor în ceea ce privește această evangelizare personală. Și aș vrea să ne rugăm în mod special în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne motiveze, Dumnezeu să ne dea curaj. Cu vreo 15 ani în urmă, peste 15 ani în urmă, probabil unii vă aduceți aminte, a fost organizată la Sibiu o evangelizare a fratelui Luis Palau, pe stadionul municipal. La această evangelizare a participat și tatăl meu, un om simplu venit de la țară la Sibiu, s-a înrolat în misiunea, în slujba de consilier, la sfârșit când s-a făcut chemare, a fost în față, a adunat câțiva oameni în jurul lui, s-a rugat pentru ei, le-a spus câteva cuvinte, a completat câteva taloane și după câteva zile îmi spune, vreau să merg în vizită la unul din cei care mi-a lăsat numele pe adresa pe talon. S-a dus, a vizitat familia respectivă și primele cuvinte au fost, nu, noi nu ne schimbăm religia. Noi suntem credincioși, rămânem în religia în care ne-am născut. Bine, dar atunci ce v-a determinat să veniți în față, să ieșiți în față, să spuneți că vreți să-L acceptați pe Iisus ca Mântuitor? Nu, 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 nu ne schimbăm religia. Foarte bine, nu, eu n-am venit să vă schimb religia, haideți atunci să ne rugăm și eu plec acasă. Rugați-vă întâi dumneavoastră și pe urmă mă rog eu. Eu? Nu știu să mă rog. Ce creștin sunteți? A spus că sunteți un creștin. Un creștin care nu știe să se roage? Un simplu motiv sau un fel de a face evangelizare personală. Dar aș vrea să subliniez pentru noi creștinii de astăzi că rugăciunea este parte din viața noastră spirituală. Nu putem exista fără rugăciune. Și apoi să mergem împuterniciți de Evanghelie, să ducem mesajul oamenilor, semenilor noștri. Pentru ce să ne rugăm? Aș vrea să ne rugăm pentru o evangelizare ca mod de viață, să ne facă Dumnezeu o lumină unde ne-a așezat. Să ne rugăm pentru motivație, pentru o motivație puternică. Să ne rugăm pentru uși deschise, ca Dumnezeu să ne deschide uși pentru cuvânt. Să ne rugăm pentru curaj, că de multe ori nu avem curaj, și să ne rugăm pentru o claritate în propovăduire, în ceea ce spunem. Hristos să fie centrul mesajului nostru. Cred că fiecare avem să ne luăm unul din aceste motive și să ne rugăm. Și aș vrea, din nou, pe rând, cu voce tare, frați și surori, să ne rugăm în sensul acesta, ridicați. Doamne, Tată Sfânt din cerul, ne închinăm înaintea Ta și vrem, Doamne, să-ți mulțumim că Tu ești Cel ce ne chem în lucrare, Doamne. Tu ești Cel ce vrei ca oamenii să cunoască dragostea Ta cea mare, amin, să cunoască caracterul Tău, Doamne, că Tu ești dragoste. Și datorită faptului că oamenii sunt pierduți în păcatele lor, datorită faptului că ei așteaptă o pierzare veșnică, dacă nu se pocăiesc de păcatele lor, dacă nu crede în Hristos ca să fie salvați, de aceea te rugăm, Doamne, coboară Duhul Sfânt peste noi și sensibilizează-ne pe fiecare, Doamne, să facem această lucrare de evangelizare. Amin. Doamne, te rugăm să ne trezești pe noi primii, Doamne. Amin. Și inimile noastre să ardă de dorința de a câștiga suflete, Doamne. Binecuvintează lucrătorii Tăi, Doamne, și pune-le pe inimile să predice Evanghelia. Și predicând Evanghelia înseamnă să-L predice pe Hristos, Domnul. Binecuvintează cu mesaje evanghelistice, Doamne, această casă.
Și văd, Doamne, ca locul acesta mult să cunoască și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dorim, Doamne Dumnezeule, ca Tu să lucrezi prin fiecare dintre noi, de aceea, pentru trăirea vieții noastre, curățește-ne, Doamne, sfințește-ne și pune-ne deoparte, Doamne. Într-o trăire sfântă și curată înaintea Ta și înaintea lumii, dorim, Doamne, să fim vase curate, vase de cinste folositoare Ție. Ca Tu, Doamne Dumnezeule, să pui în fiecare dintre noi apa vieții, cuvântul Tău și oamenii să primească de la Tine, Doamne, adevărul veșnic. Adevărul ca să se poată pocăi, adevărul ca să poată să mărturisească și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Te binecuvântăm și îți mulțumim și te rugăm, ajută-ne, Doamne, ca biserică, să fim cunoscuți după roada noastră. Amin. Și roada aceasta să fie bogată și toate aceste scaune să fie pline. Și în locul acesta, mulți, Doamne, Dumnezeu nostru, să te mărturisească în apa botezului și să facă legământ cu Tine. Îți mulțumim pentru harul, Doamne, care crede că Tu te-ai da. Și cerem de la Tine în numele Domnului nostru Iisus Hristos peste fiecare dintre noi. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim că Dumnezeu Tău este Domnul Iisus Hristos. Mulțumim. Îți mulțumim, Doamne Iisus, că Tu ai murit pentru noi acolo sus pe lângă cruce, odată cu viața noastră de veche, apoi ai fost îngropat. Ai înviat odată cu viața noastră nouă. Doamne, noi îți mulțumim pentru acest lucru, că Tu, Tu ai fost singurul care ai făcut acest sacrificiu. Doamne, te rugăm, ajută-ne să fim demnele unui copil. Amin. Ajută-ne pentru ceea ce facem noi, să fim exemple, Doamne, celor din jurul nostru. Și cuvintele, Doamne, care le-am auzit și le spunem, Doamne, să înțeleagă toți aceia că ușa Ta este deschisă. Amin. Doamne, te rugăm să ne ajuți în continuare să facem voia Ta, fi slăbit și binecuvântat în veci. Amin. Amin. Eu n-au și eu cu viața aceasta și mulțumesc pentru cuvântul. Mulțumesc pentru mandatul pe care Tu ne-ai dat. De atunci nu știi la împărăția Ta. Mulțumim că Tu ne-ai dat putere. Doresc din toată inima să mă faci o mărturie și să faci o trezire în viața mea și să-mi pese de sufletele din jurul meu. Te rog să mă ajut să mă pot pleca, să pot medica și cu puterea Ta să pot pleca și să pot mă face în slava Ta. Doresc pentru casa mea, pentru familie, pentru frații și surorile mele, pentru că știm că Tu ai venit ca Hristos și oamenii să vin în Împărăție. Doresc din toată inima să faci Tu o trezire în biserica Ta, și dă-i prin frații noștri, în cel care îți mărturisesc cuvântul. Și în toate vrem ca numele Tău să fie slăvit și glorificat în veci. Amin. Ce suflet, e un tainic loc, aprins în noapte, s-a stins și gol, dor de lumină, de veșnicii, ascuns în inimi de Dumnezeu. Să-ți fie viața, azi să-ndrepte.
Avem câteva motive speciale în dimineața aceasta pentru care să ne rugăm. Emisiunea Păstorul cel Bun este în căutare unui nou post de televiziune ca și gazdă. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să găsească și să scoată pentru această emisiune o televiziune care să-i poată găzdui pe un termen lung. Apoi avem două cazuri de frați care trec prin anumite suferințe. Este vorba despre fratele David Moțan, care este la spital, a avut o problemă de sănătate. Să ne rugăm pentru David Moțan, ca Dumnezeu să se îndure, să aline durerea, să-i dea nădejde și speranță. De asemenea, un frate, fratele Codău, de la Biserica Betel, a fost operat la Târgu Mureș, are o problemă mai critică, și suntem solicitați să ne rugăm și pentru fratele Codău de la Biserica Betel. Deci aceste trei motive în dimineața aceasta aș dori să le aducem înaintea Domnului, ridicați pe picioare într-o rugăciune în comun și apoi aș ruga doi frați de la balconul din stânga, pe fratele Adi Bratosin și pe fratele Marius Mihescu să ne conducă în rugăciune cu voce tare. Să folosești de situația
și putere să-ți cânt din toată inima. Tu ești aripa ce mă-nvoartă, Tu ești odihna din adânc, Tu mă ridici pe stânca înaltă, la care nu pot să ajung. Și-aș vrea să-și
Avem un moment de rugăciune special. Poate că mulți dintre dumneavoastră ați auzit anunțul care s-a făcut la televizor că familia Pintecan, fratele Vasile și sora Victoria Pintecan, au fost uciși. Niște hoți au intrat peste ei în casă, vineri seara, le-au jefuit casa și apoi i-au omorât pe amândoi, au pornit gazul și au plecat. Astăzi, după masă, va fi serviciu de privechi, cu ajutorul Domnului voi fi și eu prezent acolo, și probabil că marți va fi slujba de înmormântare. Fratele Pintecan Vasile a fost păstor la Sighișoara aproape toată viața lui și în zona Blajului, în câteva biserici, a încheiat călătoria asta la vârsta de 77 de ani. Să ne rugăm pentru fetele fratelui și familiile lor, ca Dumnezeu să le binecuvinteze, și să ne rugăm și pentru biserica din Sighișoara, pentru care este o încercare deosebită în situația aceasta, ca Dumnezeu să întărească și chiar și cu ocazia aceasta tristă să aducă Dumnezeu rod pentru slava Lui. Ar vrea să ne rugăm și ne ridicăm în picioare și aș invita doi frați care cred că l-au cunoscut să ne conducă în rugăciune, fratele Margine Ilie și fratele Secu Florian. Să luăm loc. Salutăm pe toți cei ce astăzi se află la închinare împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea bucurie în casa Domnului. Salutăm pe sora Tuții Răduțiu, care s-a întors din America. Sora Naomi din București cu prietenii ei. Fratele Tatu Silviu, care se pregătește să ne spună o urare sau un cuvânt de salut din partea Domnului și din partea familiei Lui. Salutăm pe toți ceilalți și tuturor vă dorim a Domnului binecuvântare în tot ceea ce faceți și fie ca și ziua aceasta să fie un prilej în care să ne apropiem tot mai mult de Domnul. Frate Silviu, ascultăm salutul. Acum 20 de ani intram pe ușa aceea, atunci puțin organizată, diferit, sala, și juram legământ de credință soției mele. S-au trecut 20 de ani de atunci și ne bucurăm să sărbătorim cu biserica unde m-am botezat și unde ne-am cununat jubileul acesta. Acum, de dimineață, mă gândeam, Doamne, dacă va fi să ajung într-o biserică și să am un cuvânt din partea Ta, fă bine și spune-mi care.
Și Domnul mi-a atras atenția la versetul, la Psalmul 94. Și eram aproape disperat la un moment dat, pentru că nu vedeam cum se potrivește astăzi. Deși fratele Binu mi-a spus de la început să fac lucrul acesta. Dar după ultimul anunț, am înțeles de ce. Psalmul 94. Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu Dumnezeul răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghie pe văduvă și pe străin, ucid pe orfani și zic, nu vede Domnul. Și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte. Asta este realitatea tragică în care încă mai trăim. Și nu știu dacă se va schimba vreodată. Dar mai există una în paralel cu ea. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți, nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească? El care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Acum, ce facem noi? Știm cine este Dumnezeu și știm care este lumea în care trăim. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, pe care îl înveți din legea Ta. V-ați gândit vreodată că pedeapsa lui Dumnezeu, disconfortul pe care îl primim din partea Lui, este învățătura din legea Lui? Ca să-L liniștești în zilele nenorocirii până se va săpa groapa celui rău, căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecată după dreptate, și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? Cine? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții? Ori de câte ori îmi zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii? Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat, dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost, El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor, Domnul, Dumnezeul nostru îi va nimici. Amin. Trăim în două realități și cumva trebuie să facem pace, în primul rând cu mintea noastră. Dumnezeu este neclintit, este stânca mea de adăpost. Și Dumnezeu hotărăște ca pe unii îi găsește vrednici să-i treacă printr-un anumit fel de suferință. Și noi ne grăbim să zicem, pedeapsa Domnului. Nu e așa că atunci când nouă ni se întâmplă vreun necaz, n-am vrea ca oamenii să zică, e pedeapsa Domnului, merită, El știe ce a făcut și mai știm și noi câte ceva. Și ne-a învățat Domnul prin cazul lui Iov, că s-ar putea să nu știm nimic, că așa-i găsește Dumnezeu pe unii vrednici. Dar adevărul acesta nu se schimbă. Cei răi fac rele și vor fi nimiciți. Pentru că Domnul este un judecător drept și El nu va lăsa lucrul acesta nerăsplătit. Psalmul 94 este bine pus. Urmează Psalmul 95, care jubilează la adresa lui Dumnezeu, la cunoștința faptului că Dumnezeu este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. Dar atenție, versetul 8, nu vă împietriți inima. Cine și-a împietrit inima? Evreii și-au împietrit inima. După ce au văzut toate minunile lui Dumnezeu, L-au ispitit pe Dumnezeu, spune Scriptura, de 10 ori, până când Dumnezeu a zis, aici veți pieri în pustie. Și Dumnezeu și-a dus mai departe planul cu poporul Său, dar unii au pierit. Nu mă ispitiți ca la Masa și la Meriba.
Piloții de altă dată din Mediterana știau că există o zonă periculoasă cu două stânci și dacă vroiai să treci printre ele, era pericolul să te izbești ba de una, ba de cealaltă, dacă erau vânturile prea puternice. De aceea, situațiile de acestea foarte deranjante, periculoase, au ajuns să fie numite ca și când ai fi între Scila și Caribdis, între cele două stânci periculoase. Și poporul Israel a fost ca între Masa și Meriba tot timpul. Asta este marele pericol care ne paște, să vedem minunile lui Dumnezeu și să credem că le-a meritat. Și cumva Dumnezeu, care este stânca noastră, trebuie să se dovedească la fel în fiecare zi, așa cum vrem noi. Dar Dumnezeu este stânca și când nu-L înțelegem. Și Dumnezeu poate să dea mângâierile tale, mângâierile sale, și când ai gânduri negre care te frământă. Nu înseamnă că de acum tu ești scutit de toate. E frumos să-L vezi pe Dumnezeu când te cununi, când sărbătorești, când ți se nasc copiii sănătoși, când ai de toate. A promis Dumnezeu acestea? A promis împreună cu acestea și multă suferință și persecuții. Și Psalmul 96 continuă: cântați Domnului o cântare nouă. Și care e pericolul aici? Domnul este mare, foarte vrednic de laudă, mai temut decât toți Dumnezeii. Dumnezeii popoarelor sunt niște idoli. Și evreii au căzut în idolatrie. Citiți numai cărțile lui Isaia, Eremia și Ezechiel și veți vedea câtă grozăvie e acolo. E posibil așa ceva? Dumnezeu nu se schimbă. Și Psalmul 96 jubilează împreună cu marea, împreună cu cerurile, împreună cu câmpia, cu copacii. Aceștia, deși n-au minte ca și noi, niciodată nu și-au confundat Dumnezeul cu un altul. Dar omul, coroana creațiunii lui Dumnezeu, îl confundă pe Dumnezeu cu idolii. Și îl confundă pe Dumnezeu cu un moș Crăciun care trebuie să-i facă totdeauna numai ce-i place. Și îl ispitesc pe Dumnezeu ca la Masa și Meriba. Dar adevărul de nezguduit rămâne același. Domnul este turnul meu de scăpare și stânca mea de adăpost, chiar și atunci când îl vreau să fie altfel. Aș vrea să trec în Noul Testament și să închei acum cu ultimele versete din Cartea Apocalipsei. Cine este Dumnezeul acesta care e mai presus decât orice Dumnezeu? Acela pe care sărbătorim în fiecare duminică, cel înviat dintre cei morți. Și ascultați ultimele lui cuvinte adresate lui Ioan. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. O altă fericire. Vrei să fii fericit cu adevărat? Asta e cea mai mare fericire. Să-ți ai hainele spălate ca să ai dreptul la pomul vieții. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino, Maranata! Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Aceasta este realitatea care nu se schimbă. Pot să vină oamenii răi să-ți ia tot ce ai, să-ți ia și viața. Pe Dumnezeu nu ți-l pot lua niciodată. Dar dacă ți-ai lipit sufletul de aceste lucruri care trec, îți vor lua și sufletul odată cu ele. Sufletul meu, spune Scriptura, însă nădăjduiește în Domnul. Domnul să ne ajute pe toți, să ne mângâie pe toți, să ne lipească ochii tuturora de Domnul. Amin. Felicitări, frate Silviu, pentru cei 20 de ani de conviețuire cu sora Cornelia, Domnul să îl binecuvinteze. Felicit și pe fratele Margine Ilie și pe sora Nuții pentru ziua de naștere și pentru 38 de ani de căsătorie, Domnul să îl binecuvinteze. Și felicităm pe toți cei ce s-au născut în luna aprilie. Cine s-a născut în luna aprilie? Mâna sus. Ridicați-vă un pic în picioare. Cei născuți în luna aprilie.
Domnul să vă binecuvinteze. De seară, după terminarea serviciului, vă invităm la o părtășie în sala Nemia și Domnul să vă binecuvinteze și cu ocazia aceasta. Amin. Felicităm și pe Estera și pe Iulian, care au o zi de la căsătorie. Ieri a avut loc nunta lor, Domnul să-i binecuvinteze. Și felicităm și pe Cristi și pe iubita inimii lui, care nu e aici, care sâmbătă vor avea nuntă, sâmbătă la ora 11. Vă invităm la nuntă, frate Cristi, ridică-te în picioare, să te cunoască frații, fratele Cristi Prisăcean și Cristina, sau cum o cheamă? Cristi și Cristina. Domnul să-i binecuvinteze. Vreau să fac multe anunțuri, să fiți atenți, ca să nu le încurcați. Mâine seară, deci luni, la ora 19, vom avea aici un cor de frați din Franța. N-am mai avut niciodată cor din Franța. Sora Marcela, să fiți aici, așa, și toți cei ce doriți să participați la concertul acestui cor, ei se află în România pentru că au venit să participe la inaugurarea unei biserici de lângă Hațeg, în localitatea Nalați. S-a construit o clădire nouă și astăzi, acum, este slujba de inaugurare a bisericii. Au fost la o slujbă la Sebeș, la Deva, astăzi la Nălați și mâine seară la Sibiu. Deci, mâine seară, toată biserica, invitați și pe alții, să ne bucurăm cu frații noștri din Franța cu corul acesta, la ora 19. Așa. Miercuri seara, la ora 19, la Casa de Cultură, vor fi prezenți mesagerii. Cei ce doriți, ascultați cântări frumoase cântate de frații Damian, mesagerii, puteți să participați la Casa de Cultură, miercuri seara, la ora 19. Și dacă doriți să urmăriți turneul acestor frați în țară, inclusiv conferința lui John Piper de la București, puteți să urmăriți pe Păstorul cel Bun, pe site-ul Păstorului cel Bun. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea Păstorului cel Bun și vă îndemn să stăruiți mai departe în rugăciune ca fratele Nicu Bișboacă, care va merge la negocieri săptămâna viitoare, să poată să găsească ușe de deschisă pentru o nouă televiziune care să preia programele creștine ale Păstorului cel Bun. Probabil că OTV-ul se va închide și atunci va trebui o televiziune să preia programele acestea și să le transmită mai departe. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântare în sensul acesta. Vineri seara la ora 19, la ora 20, pardon, la Biserica Stânca va fi seara de rugăciune pentru luna mai. Vineri seara la ora 20, 8 seara, la Stânca, pe strada Timotei Ciparu numărul 1, suntem invitați la rugăciune. Duminică, în 6 mai, la serviciul de după masă, vom avea în vizită un cor de la Cluj. Un cor de tineri, un cor frumos care va lăuda pe Domnul și ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui. Și nu uitați, joi seara de la ora 19 avem studiu biblic aici în Casa Domnului. Domnul să fie slăvit pentru toate lucrările frumoase care se fac pentru slava Lui. Amin. Corul să laude pe Domnul.
Biserica Baptistă Sion este un botez nou testamental. Fratele Radu este acolo invitat să predice cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Ghiță Câmpian vă salută, este plecat în concediu, acum este în Mexic. Domnul să-l binecuvinteze. Peste două săptămâni se va întoarce înapoi cu ajutorul Domnului și ne rugăm ca Domnul să-i dea un timp binecuvântat în acest concediu. Cred că bine meritat după greutățile prin care a trecut ca familie. Cântăm o cântare prin care ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Genul
Vă invit să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 21, de la versetul 1, citim până la versetul 18. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, stăm și în această zi înaintea autorității Scripturilor, înaintea cuvântului Tău plin de putere și de viață. Și te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești. Să ne deslușești Scripturile ca altădată ucenicilor și să ne luminezi mintea ca să înțelegem care este voia Ta. Binecuvintează-mă și pe mine și dăm cuvânt și pe fiecare dintre noi luminează-ne să înțelegem adevărurile Tale care vrei să ne le transmiți și prin care să modelezi ființele noastre, caracterele noastre. Lasă binecuvântarea Ta, lasă mângâierea Ta peste toți și harul Tău din abundență, că te rugăm în numele Celui viu în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat. Amin. Luați loc acum. Foarte ușor intrăm în mecanism, dar este bine din când în când să se strice mecanismul și să înțelegem că viața cu Hristos este o viață nouă și experiențele trăite cu El întotdeauna aduc frumusețe, încântare și binecuvântare.
Suntem în perioada aceasta de la învierea Domnului Iisus până la înălțare, în care ne concentrăm la evenimentele care s-au petrecut în jurul Mării Galilei și în jurul Ierusalimului, locul în care Domnul Iisus s-a arătat credincioșilor, ucenicilor, timp de 40 de zile. Domnul nu s-a arătat necredincioșilor, ci numai celor credincioși. Și în lista aceasta este prezentat, lista aceasta este prezentată la 1 Corinteni, capitolul 15. Interesant însă este faptul că, deși Domnul Iisus s-a arătat de mai multe ori, în prima instanță, ei nu l-au cunoscut. Și au crezut că este altcineva. Deși Domnul Iisus înviase cu un trup asemănător cu cel cu care a fost răstignit, pentru că i-a arătat lui Toma semnul cuielor, i-a arătat coasta străpunsă, le-a arătat ucenicilor că el este un trup cu carne și oase și i-a chemat să îi pipăie trupul și să creadă că el a înviat, cu toate acestea sunt cel puțin 3-4 ocazii în care, în loc să recunoască din primul moment pe Iisus că este viu și este alături de ei, a avut o imagine falsă. Aș dori, cu ajutorul Domnului, în această dimineață să vorbim despre ipostaze false ale celui înviat și să învățăm din aceste lucruri câteva adevăruri care să ne fie de folos și să-L cunoaștem pe El, așa cum spune Apostolul Pavel, și puterea învierii Lui, și să ne facem asemenea cu moartea Lui, ca să ajungem cu orice chip, dacă vom putea, la învierea din morți. Îmi place ciclul acesta în care Apostolul Pavel începe cu puterea învierii Lui, apoi continuă cu părtășia suferințelor Lui, cu asemănarea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Totul se încheie. Pentru că viața în Hristos nu este ceva nedefinit sau neterminat, ci este ceva care se împlinește sau se încheie atunci când rămâi în relație cu Domnul. Haideți să luăm pe rând cele trei ipostaze. Mesajul din dimineața aceasta se dorește să fie unul foarte simplu. Și prima ipostază sau prima situație este aceea în care o femeie este protagonistul principal, despre care am și vorbit cu ocazia acestor sărbători, Maria Magdalena. În Ioan capitolul 20, ni se spune că s-a dus la mormânt, a văzut mormântul gol, a alergat la ucenici și le-a spus că nu este Domnul în mormânt. Petru și Ioan aleargă, constată același lucru și apoi se întorc acasă, dar Maria Magdalena rămâne mai departe, lângă mormânt și plânge și dorește cu orice preț să-L vadă pe Iisus. I se arată doi îngeri îmbrăcați în haine albe, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap, altul la picioare, și îi pun întrebarea: femeie, pentru ce plângi? El a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și se pare că îngerii, în cazul relatării lui Ioan, nu-i dau nicio explicație. Dacă ne uităm în celelalte evanghelii, ei motivează și spune: pentru ce căutați pe Iisus între cei morți? Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Aduceți-vă aminte ce vă spunea când era împreună cu voi. Evanghelistul Ioan, ucenicul dragostei, ucenicul iubirii, rămâne lângă starea de spirit, lângă simțământul acestei femei care iubea mult pe Domnul Iisus, și surprinde o scenă de foarte mare profunzime. Maria plânge mai departe și apoi vede că cineva este în spatele ei și crede că este grădinarul. Domnule,
Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Era normal să gândească astfel, pentru că mormântul era într-o grădină. Și grădina aceea probabil că era administrată, păzită, controlată de un anume grădinar. Și era normal să gândească Maria că cel ce stă acolo în zorii dimineții nu este altul decât administratorul grădinii, grădinarul. Dar nu era grădinarul acelei grădini, ci era un alt grădinar. Unul care îi pune aceeași întrebare pe care o puseseră îngerii. Femeie, de ce plângi? Și aici este primul lucru care îl învățăm de la acest mare grădinar. Și anume că el știe care sunt necazurile noastre. El ne cunoaște poverile. Și acolo unde suntem mai jos, unde suntem mai loviți, mai apăsați, Domnul cu glasul lui plin de duioșie ni se adresează și spune: de ce plângi? Eu dacă aș ști toate necazurile voastre, probabil că aș muri de durere, dacă aș ști necazurile tuturor la oaltă. Dar Hristos este Cel care se apleacă spre toată omenirea și care cunoaște necazul fiecăruia. Și se apropie de fiecare cu aceeași întrebare. De ce oare a întrebat Domnul Iisus: femeie, de ce plângi? Nu știa oare de ce plânge Maria Magdalena? Am găsit cel puțin două răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce a pus Domnul Iisus această întrebare? Întâi, pentru ca să fie în acord cu îngerii, ca același mesaj care vine din cer să fie și pe buzele celui ce a înviat din morți. Înseamnă că cerul este interesat de suferințele noastre. Și mă gândeam aseară când am lucrat la mesajul acesta că cerul este interesat de suferințele familiei Pintecan, de suferințele voastre, a celor care sunteți îndoliați, de suferințele voastre, celor ce sunteți îngrijorați și apăsați și de orice altă problemă. Cerul nu stă nepăsător față de suferințele noastre. Și atât de mult l-a interesat pe Dumnezeu suferința, încât a trimis pe Fiul Său în lume să ia asupra Lui suferințele noastre, cum spune prorocul Isaia, și durerile noastre. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi cred că a pus această întrebare ca să dovedească faptul că El poate să răspundă necazurilor noastre și să aducă o nouă perspectivă. Evanghelia ne prezintă o situație în care Domnul Iisus mergea din loc în loc înconjurat de mulțimi. Și pe când mulțimile îl îmbulzeau din toate părțile, Domnul Iisus întreabă: cine s-a atins de mine? Întrebarea aceasta pentru ucenici era nonsens. Doamne, din toate părțile mulțimile te împresoară, te îmbulzesc și tu zici: cine s-a atins de mine? Dar Domnul Iisus știa că de El s-a atins o femeie care avea o problemă. O femeie care avea o hemoragie și s-a dus și s-a atins de El și a spus: numai să mă ating de poala hainei Lui și mă voi tămădui. Și se oprește din drumul Lui și din discursul Lui rabinic și are timp pentru femeia asta și pentru problema ei foarte critică. Își cheltuise toată averea cu doctorii și nu mai avea nicio speranță.
Dar Iisus Hristos are timp să se ocupe de necazurile ei. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Într-o zi îl vedem pe Domnul Iisus intrând în localitatea Nain. Nain înseamnă cel frumos, cel strălucitor. Dar când se apropia de poarta cetății, vede un cortegiu funebru și acolo este o femeie văduvă care își conducea la mormânt, la cimitir, singurul ei fiu. Și Domnul Iisus oprește cortegiul acesta și spune: tinerelule, scoală-te, spun. Și apoi l-a dat înapoi mamei sale. Ăsta e Domnul nostru, ăsta e marele grădinar care știe necazurile noastre. Slăvit să fie numele Tău. Vreau să te încredințez în această zi că El știe și necazul tău, oricare ar fi el. Și fiindcă știe necazul tău, se apropie de tine. Și mă rog ca prin Duhul Sfânt să se apropie de fiecare dintre cei ce au poveri și necazuri, chiar în clipa aceasta. Și să te întrebe cel puțin atât, de ce plângi? Când ești trist, n-ai nevoie de prea multe sfaturi, dar ai nevoie de cineva care să-și ia timp să se aplece spre durerea ta și să-ți asculte oful și necazul. Și ăsta e Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pe cine cauți? Asta e a doua întrebare. Nu știa Iisus pe cine căuta Maria Magdalena? Cum să nu știa? Numai că Domnul Iisus a vrut să o conștientizeze că ea avea o căutare bună într-o formă greșită sau într-un loc greșit. Că ea, de fapt, căuta trupul lui Iisus. Și Iisus era viu în spatele ei. Și aici este marea problemă a unor oameni care și astăzi caută moștele. Caută trupul mort. Dar Hristos odată înviat nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Și orice căutare între cei morți este zadarnică, pentru că Hristos este viu în vecii vecilor. Și El nu poate fi găsit între cei morți. De aceea, în căutarea după Hristos, trebuie să cauți un Hristos viu între cei vii. Că Iisus Hristos nu se află între cei morți, ci El este viu și El trebuie să fie găsit între cei vii în care locuiește Hristos. Când se apropie oamenii de noi, vor găsi în noi această realitate, un Hristos viu în viețile noastre? Prorocul Ieremia spune în capitolul 29, versetul 13: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Poate astăzi aici este cineva care îl caută pe Hristos. Nu în morminte, nu în religie, nu în tradiție, nu în lucruri în moarte. Hristos este viu și stă în spatele tău. Și trebuie doar să te întorci. Și întoarcerea asta se numește pocăință. Așa îl poți cunoaște pe Iisus când te întorci. Maria s-a întors și a văzut, stând în picioare lângă ea, pe Iisus. Și mă rog ca Domnul să-ți dea putere astăzi să te întorci. Dacă l-ai căutat printre morți, printre oseminte, printre tradiție, printre religii, nu-l mai căuta. Hristos este viu în vecii vecilor. Slavă Lui! Hristos a înviat! Și apoi Domnul Iisus continuă și spune probabil cel mai dulce cuvânt: Maria. Și când îi rostește numele, probabil că nu pentru prima dată, Maria se întoarce și spune: Învățătorule, rabuni. Și din aceasta vreau să desprindem următorul gând. Că Domnul Iisus Hristos, când se apropie de noi, ne cunoaște în detaliu și ne cunoaște chiar și numele.
În Ioan capitolul 3, 10 versetul 3 spune: eu îmi chem oile pe nume și ele vin după mine. Așa se explică faptul că într-o zi, în 1969, am auzit și eu numele meu pe care mi l-a chemat Domnul Iisus Hristos. Și cred că mulți ați avut experiența asta, să simți, să auzi chemarea lui Dumnezeu în lăuntru și să spui: despre mine e vorba. Poate că v-am mai spus, dar este foarte concludent lucrul acesta. Am fost la evangelizare la Lugoj, acolo unde trăia sora mea, Rodica. Și am ajuns cam la ora de începere, poate chiar 2-3 minute după ora de începere, așa că n-am avut timp să-i fac vizită, să mă întâlnesc cu ea și să venim împreună la biserică. M-am bucurat când am intrat în sală, sala plină de oameni, să o văd și pe sora mea acolo. Am predicat și am făcut și un apel, o invitație la pocăință și Dumnezeu a lucrat în seara aceea. Lângă sora mea era un vecin de-al ei, Ionci. Și după terminare, sora mea a spus: ei, Ionci, cum a fost? Rodica, am o problemă. De ce ai spus la fratele tău despre mine? Eu apreciez că m-ai chemat și îmi place tot ce a spus, dar tot ce a spus este despre mine. De ce ai spus despre mine? Ionci, nici n-am vorbit cu fratele meu, ai văzut că a apărut direct acolo, nu i-am întâlnit, nu i-am spus că vii, n-am știut că vii. Nu se poate. Că tot ce a spus omul ăsta a spus despre mine. Eu n-am rostit niciodată numele Ionci, că nu știam că e acolo. Că dacă aș fi știut, îi spuneam: Ionci, întoarce-te la Domnul. Dar Domnul a știut să-l cheme pe nume și să-l facă să se identifice în chemarea lui, care este personală. Dacă aș ști care sunt toate numele celor ce nu-l cunosc încă pe Domnul cu adevărat, aș face o listă de nume și pe toate le-aș rosti. Dar fiindcă sunt neputincios în privința asta, las pe Duhul lui Dumnezeu să-ți rostească numele și să înțelegi că El te cheamă pe nume. Să auzi chemarea lui Dumnezeu și să te întorci și să spui: iată-mă. Să auzi că Dumnezeu vrea să se ocupe de tine și să-ți dea cu adevărat o viață nouă. Slăvit să fie El. Și acum urmează un moment foarte delicat. Maria se apleacă să-i cuprindă picioarele. Și Domnul îi spune: nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ci du-te și spune fraților mei că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Dacă vă uitați la versetul acesta, expresia Tată, Dumnezeu, al meu, al vostru, se repetă. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus știa că Maria nu are nevoie de momentul acela de proscuneo, de închinare, proșternere înaintea Domnului cel înviat, să-i cuprindă picioarele și să rămână acolo. Ce avea nevoie să se ducă să spună ucenicilor despre o nouă relație cu Tata, cu Dumnezeu. Că Domnul știa că nevoia cea mai mare a omului este nevoia de Dumnezeu. Că fără Dumnezeu nu putem exista și nu putem fi. Hristos știe că asta e cea mai mare nevoie, nevoia de Dumnezeu. Și aș vrea să rezum ideea asta cu grădinarul și să spun că în această zi, marele grădinar al grădinii care se numește Tera este aici, este în spatele tău, îți rostește numele și vrea să-ți dea adevărata semnificație. Hristos, cel viu, slăvit să fie El. A doua ipostază este prezentată de evanghelistul Luca.
Îmi place tare mult Evanghelia după Luca, ea este o narațiune care curge foarte frumos. Doctorul Luca a avut talent în a descrie lucrurile, în a povesti. Sunt oameni care au dar de povestitor, în special frații noștri din Bucovina, de acolo când vin, au o limbă așa, ca eu în creangă și povestesc cu frumusețe. Mi-ar place și eu să am așa o capacitate să povestesc frumos. Luca ne spune că doi dintre ucenici, probabil că unul era tocmai el, dar nu știu de numele, spune celălalt ucenic, împreună cu Cleopa, pe ăsta îl identifică, în ziua învierii pornesc din Ierusalim spre o localitate numită Emaus și merg pe drum și vorbesc între ei despre tot ce se întâmplase pe drum. Luca 24:15, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat de și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedecați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea ce le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cu un preoții cei mai de seamă și mai mari, nu și l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăbi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus zi dimineața la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El a înviat. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Călătorul de pe drum sau străinul de pe drum, viața e o călătorie. Și în drumul nostru, în călătoria vieții, de foarte multe ori s-ar putea să avem de-a face cu acest străin călător care merge împreună cu noi. Așa cum spune poetul Iisuse, veșnic călător prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor la ușile încuiate. Știți cântarea asta? Tinerii nu prea știu. Hai să cântăm măcar o strofă. Iisuse veșnic călător, prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor la ușile-ncuiate. Nimic tu nu ceri nimănui când bați să aștept să vină, ci vrei să dai din pacea ta, din pacea ta divină. Și continuă cântarea. Străinul de pe drum sau călătorul de pe drum. Întâi de toate, călătorul de pe drum cunoaște dezamăgirile noastre. Cred că tocmai de aia s-a dus pe drumul Emausului, nu că ar fi avut vreo treabă acolo. Dar știa că doi dintre iubiții lui apostoli, ucenicii lui, mergeau dezamăgiți spre Emaus. Ce să fac acolo? Nimic. Nu citim niciunde că ar fi avut un scop pentru care să duce. Probabil că în dezamăgirea lor vreau să evadeze din starea asta de tensiune, de presiune care era în Ierusalim, discuțiile care se purtau, freamătul care era acolo, teama de frica iudeilor. Și au zis, ieșim să scăpăm de dezamăgire, dar pe drumul Emausului apare unul care le cunoaște dezamăgirea. Ai fost vreodată dezamăgit în viață? Că tot mai multe capete încep să fac așa.
Nu vă pun să ridicați mâna, că unii cred că ați ridicat două mâini. Ceea ce este însă important este că Iisus Hristos le știe dezamăgirea. De multe ori se predică așa o evanghelie, dacă ești creștin niciodată nu ai voie să fii dezamăgit. Ideal ar fi așa. Dar nu se poate. Mai vin și în viața noastră momente când suntem mai jos. Că de-aia spune David în Psalmul 23, chiar dacă trec prin valea umbrei morții. Și vine câte o vreme că ești acolo. Parcă toate corăbile ți s-au necat, parcă toate șansele s-au dus, parcă toate speranțele s-au epuizat, parcă nu mai este nicio posibilitate de a ieși. Și știți ce e interesant? Că cei mai mulți oameni, în momente de dezamăgire, au avut harul să se întâlnească cu Hristos. Că atunci când le ai pe toate la îndemână, când totul îți merge bine, când ești lăudat, când ești înălțat, când ești apreciat, atunci te bați cu pumnul în piept. Ajungi ca Nebucadnețar, să spui eu, prin puterea mea. Dar când ești mai apăsat în dezamăgire, atunci se apropie unul care îți cunoaște dezamăgirea și te întreabă ce vorbe schimbi pe drum. Mă gândesc că de multe ori poate că după ce se termină slujba și ieșim în curte sau mergem chiar pe stradă, ar trebui să se apropie Domnul Iisus de noi și să spună: ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Păi vorbim despre predică. Sau dăm note predicatorului. A, n-a fost prea grozav. O nota 5. Ce vorbe sunt acestea? Care-i starea ta? Ești dezamăgit? Se apropie Iisus Hristos de tine și începe să-ți deschidă inima. Că de fapt de acolo vin gândurile rele, din inima. Și începe să-ți deschidă inima pentru că o cunoaște. Iată ce spune în versetul 25. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbafnici cu inima. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Dacă acum, aici, ar fi posibil să fie expuse gândurile fiecăruia dintre noi pe ecran, nu gândurile astea de la predică, gândurile noastre, trăirile noastre. Poate că am și refuzat să mai venim la biserică. Dar este unul care cercetează inima și rărunchii, care cunoaște gândurile noastre. Într-o adunare era o femeie gârbovă. Și Domnul Iisus s-a uitat la cei ce stau în sinagogă. Și fiindcă știa gândurile lor, îi întreabă: ce ziceți este bine să faci bine în ziua sabatului? Hristos ne cunoaște gândurile fiecăruia. Nu știu dacă ar exista sau există un gândometru. Poate psihiatrii ne-ar spune dacă există vreun aparat care să citească gândurile. Dar ceea ce este important este că Iisus cunoaște și gândurile și inima, despre care spune Scriptura că este nespus de rea și de desnădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Numai Hristos. Și începe să lucreze la inima lor, cel ce cunoaște gândurile. Și începe să le lămurească Scripturile. Și spune versetul 27: și a început de la Moise, de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Și dacă sărim puțin în text, spune versetul 47: iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile
Și le-a zis, așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Aș fi dorit să fiu și eu acolo la predica asta. Să văd cum aplică cel ce este autorul împlinirii psalmilor și a prorocilor adevărurile acestea. Și cum le deschide mintea și cum le deslușește Scriptura să înțeleagă că așa trebuia. Pentru că cel ce merge, străinul de pe drum, pe care ei îl considerau că este străin de evenimente sau neștiutor, el cunoaște și profunzimea prorociilor, începând de la Moise, în proroci și în psalmi, pentru că el cunoaște Scripturile. Dar nu numai că le cunoaște, că uneori cunoaștem Scripturile cu mintea, dar Hristos le și tălmăcește, spune fratele Pavel. Hristos le și împlinește, le și trăiește. N-am venit să strig legea, ci am venit să o îndeplinesc, să o împlinesc, să o fac reală, să o fac practică, să o fac aplicabilă, să împlinesc toate semnificațiile jertfelor, a preoției, a templului, a cortului, a tuturor. Am venit să le aduc în realitate. Asta e Hristosul care cunoaște Scripturile. Fie ca El să ne lumineze și mintea noastră, să înțelegem mai bine Scripturile. Și apoi se face că vrea să meargă mai departe. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut dinaintea lor, nevăzut dinaintea lor. Versetul 35, și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. De ce se face Domnul Iisus că vrea să meargă mai departe? Să preface Domnul Iisus? Nu pentru asta a venit să intre în casă cu ei, să frângă pâinea și să le deschidă ochii? Era nevoie de partea care trebuie să o aibă omul în procesul mântuirii, și anume inițiativa sau voința lui de a-L invita pe Hristos. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva îmi deschide, voi intra la el și el cu mine. Sunt mulți care spun, nu trebuie să faci nimic pentru mântuire. Ba da, trebuie să faci. Trebuie să-L inviți pe Hristos în viața ta. Că El vrea să intre, El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, dar El intră numai în viața celora care îl invită pe Domnul Iisus. Asta e nevoia noastră de părtășie, de care El știa că au așa mare trebuință cei doi ce mergeau spre Emaus. Doi dezamăgiți plecați spre Emaus. Hristos le cunoaște nevoia lor de părtășie. Și le răspunde acestei nevoi. Voi cina cu El și El cu mine. Aici sunt oameni, simt în Duhul meu, oameni care au nevoie de părtășie cu Hristos. El vrea să intre să aibă părtășie cu tine. Dar nu poate să intre dacă nu-i spui, vino. Rămâi cu noi, căci este spre seară. Și mă rog să faci chemarea aceasta Domnului Iisus, chiar astăzi. Să intre în casa ta, să frângă pâinea, să-ți amintească că de fapt mântuirea e posibilă doar prin frângerea trupului Său și prin părtășie cu suferințele Lui și să intri în părtășia aceasta cu Domnul. Amin. Și a treia ipostază falsă o găsim în textul care l-am citit. Aici voi fi foarte telegrafic ca să nu
trecem peste ce este scris. Pescarul de pe mal. După câteva zile, Simon Petru zice, eu mă duc să prind pește. Când am citit textul pentru prima dată anul ăsta, mi-a sărit în ochi ceva. Nu mi-a sărit în ochi, mi-a atras atenția ceva. Petru nu spune, eu mă duc la pescuit. Și spune, eu mă duc să prind pește. Și versetul, același verset spune, și n-au prins niciun pește. Dar Iisus stă pe mal. Însă ei nu știau că este Iisus, versetul 4. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Au crezut că e un pescar care strigă de pe mal, copii, aveți ceva de mâncare? Nu. Iisus e acolo fiindcă Iisus înțelege falimentele noastre. Pentru un pescar experimentat de meserie ca Petru și ceilalți, că de acolo i-a luat Domnul Iisus să-i facă ucenici, era un faliment după o noapte de trudă să fii cu barca goală și să te întrebe un alt pescar de pe mal, băi, ați prins ceva? Nimic. E foarte greu să-ți recunoști falimentele. Dar Domnul Iisus poate să transforme falimentele noastre în oportunități. Dacă ei ar fi prins, să zicem așa, vreo 50 de pești mari și ar fi venit Iisus și ar fi spus, copii, aveți ceva de mâncare? He, avem din belșug, 50 ne ajung, noi suntem 7, împărțim 50 de pești mari la 7 oameni, avem să-ți dăm și ție, pescarule. Dar n-au prins nimic. Și Iisus știe că locul lor nu mai era acolo. Că le spusese în Luca 5, unde au mai avut o experiență de felul ăsta și nu cred că a fost singura, îi spune lui Simon Petru și lui Ioan și lui Andrei, de acum încolo veți fi pescar de oameni. Asta e misiunea voastră, asta e menirea voastră, să duceți Evanghelia și să le spuneți oamenilor despre mântuire, să-i câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar câteodată trebuie să recunoaștem că mai suntem și noi așa ca Petru. Și mie îmi vine dorul câteodată să mă duc la pescuit. Și tot aștept să mă cheme Timi să mă duc la pești, dar el nu mă cheamă pe mine, cheamă pe tovarășii lui. Numai că și ei se întorc ca Petru și ceilalți fără nimic. Așa că n-am pierdut mare lucru. Am făcut momentul ăsta de relaxare ca să înțelegeți frustrarea unui pescar. Falimentul însă, în mâna lui Iisus, este o mare șansă. Poate sunt aici oameni falimentari, poate e falimentat în profesia ta, poate e falimentat în familia ta, poate e falimentat în viața ta de părtășie cu Domnul, poate e falimentat în orice alt domeniu. Hristos vrea să folosească falimentul ăsta și să-ți dea o nouă perspectivă. Și iată perspectiva. Aruncați mreja în partea dreaptă a corăbiei. Aș vrea să nu-mi interpretați politic gândul acesta acum în prag de alegeri. Nu votez nici cu dreapta, nici cu stânga, nu vorbesc despre asta. Și vreau să vă spun că Iisus Hristos, Creatorul Universului, știe care este partea corectă, partea dreaptă. Unii spun că Iisus a avut capacitatea să concentreze tot bancul de pește acolo lângă corabia lor și să-i ducă cu corabia la cam la 200 de coți de mal și acolo să fie toți pești și să spună, acum aruncați-o și i-ați prins. Așa să fie. Dar pe mine mă interesează altceva. Când în viață ai foarte multe momente în care falimentezi și nu mai știi încotro să o apuci, nu mai știi în care direcție să mergi, dacă vrei să știi care e partea dreaptă, care e partea corectă,
Numai la Domnul Iisus poți să afli. Numai El poate să-ți dăruiască perspectiva aceasta a părții corecte, a părții drepte. Când nu știi cum să procedezi, pe ce cale să o apuci, ce hotărâre să iei, El îți arată partea corectă, partea dreaptă. Poate ești tânăr și nu știi cum să faci în căsătorie, sau ești tânără și nu știi cum să faci să te căsătorești. Rezolvă-ți problema cu Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu îți rezolvă problema ta de căsătorie. Poate ești fără servici și îți cauți un servici și pui CV-uri în toate părțile și peste tot pe unde te duce spun, o să vă căutăm. Așa se răspunde. Când avem nevoie să vă căutăm, rămâneți pe lista noastră de priorități. Dar unul singur care știe toate lucrurile poate să spună, aici e locul tău. Poate nu să fii pescar de pești. Poate că Domnul are ceva mai mult, să fii pescar de oameni. Și vrea să-ți dea o slujbă mult mai înaltă în lucrarea împărăției Lui. Încă un gând, mai am un minut. Domnul Iisus, după ce îi face să aibă așa mare succes, spune, aduce și din peștii voștri. Adică El acceptă slujirea noastră, primește slujirea noastră. Cred că Dumnezeu ar putea să mântuiască omenirea prin semne și minuni, prin lucrarea îngerilor, prin cercetarea Duhului Sfânt, dar vrea să se folosească și de tine și de mine, ca să aducem și noi peștii noștri. Vă mărturisesc cu rezervă că am fost puțin dezamăgit în serile de evangelizare, că prea puțin ne-am implicat ca biserică în evangelizarea seminilor noștri. Și spun, vă mărturisesc cu rezervă că nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, să acuz pe cineva. Dar cred că Domnul are nevoie de fiecare dintre noi să facem lucrarea asta de a fi pescar de oameni. Și evangelizarea nu este slujba unui evanghelist care vine de la Dorohoi, ci evangelizarea este a noastră, a fiecăruia. Și fiecare dintre noi suntem chemați să facem lucrarea asta. Are Dumnezeu nevoie de fiecare dintre noi. Și acum închei cu ideea cea mai frumoasă. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și Domnul Iisus le dă pește prăjit și pâine, suficient pentru toți, dar pentru Petru mai are și o prăjitură. Și prăjitura este asta, Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Câteva zile înainte se lepădase de el. După ce a cântat cocoșul, Petru s-a pocăit, a plâns cu amar și Domnul a acceptat pocăința lui. Că de aceea spune femeilor, duceți-vă și spuneți fraților mei că am înviat și spuneți și lui Petru. Dar era nevoie de un moment de omologare a pocăinței. Era un moment în care Domnul să accepte pocăința lui Petru. Și dacă de trei ori s-a lepădat, de trei ori Domnul Iisus îl întreabă aceeași întrebare. Și Petru dă același răspuns, dar pe un ton diferit. Dacă prima dată cred că Petru cu același ton a spus, ca și cum a spus atunci, dacă toți se vor lepăda de tine, eu și la moarte voi merge cu tine. Dacă prima dată a avut tonul acesta, da, Doamne, știi că te iubesc? Cred că a treia oară tonul lui a scăzut și a spus, Doamne, Tu toate le știi. Și aici cred că vrea să ne aducă Duhul lui Dumnezeu. Chiar și în pocăința noastră, să avem acea zdrobire și acea dăruire ca Iisus Hristos să spună, paște oițele mele. Pescarul de pe mal acceptă pocăința noastră. Cum îl cunoști pe Iisus? El nu mai este nici grădinar,
Nu mai este nici ortacul de pe drum, nu mai este nici pescarul de pe mal, ci El este Domnul și Mântuitorul. Și în ziua asta El vrea să plecăm împreună pe drum spre casă. Invită-L în casa ta. Și viața ta se va schimba cu siguranță. Amin. Înaintea ta ne închinăm, Doamne, Mântuitorul nostru slăvit, Cel ce te-ai coborât la noi, în lumea necazurilor, în lumea frustrărilor și a falimentelor. Cel ce ai venit să ne arăți că Tu ești viu și ești Domnul Domnilor, Cel ce stăpânești peste natură, peste pești, peste toate lucrurile, Cel ce ai venit să împlinești Scripturile în locul nostru și Cel ce ai venit să dai o nouă speranță fiecărui om. Te rog, Doamne, atinge-te de fiecare. Am vrea să plecăm binecuvântați de atingerea Ta. Dar mai ales am vrea să plecăm în casele noastre și acolo să fii Tu oaspete. Și să avem părtășie cu trupul și sângele Tău. Și să avem iluminată mintea și inima, să ne ardă în înțelegerea Scripturii. Și am vrea, Doamne, să primești și pocăința fiecare dintre noi. Fie numele Tău glorificat și binecuvântat. În veci, amin. Amin. Yeah.